Deputatul Savoiști a acuzat autoritățile statului român de abuz în privința interdicției aplicate în urmă cu un an. Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora Iobbik ar fi finanțat de Moscova, deputatul Savoi le-a infirmat categoric. A Kovács Béla ügyével kapcsolatban Jobbik másfél éve azt kéri, hogy tessen kirakni a bizonyítékokat. Dubna legătură cu cazul Kovács Béla, nu există din păcate de un an jumate nici o dovadă care să fie adusă la cunoștința publicului sau al Comisiei de Siguranță Națională. Situația ridicării imunității se află pe masa Parlamentului European, dar nici acum parchetul și nicio autoritate din Ungaria nu a venit cu nicio dovadă. În privința acuzațiilor potrivit cărora europarlamentarul Jobbik Kovács Béla, cel care a deschis biroul din satul mare, ar fi spion în slujba Rusiei, Savoi a declarat că de peste un an și jumătate liderul partidului, Ivona Gabor, cere degeaba autorităților de la Budapesta să facă publice dovezile. În martie 2014, 4 cetățeni ungari, printre care 2 membri Jobbik, unul fiind Savoi István, au primit interdicție de a intra în România timp de un an. Interdicția a fost dată în urma unor activități specifice de evaluare a riscurilor la adresa ordinii publice și a securității naționale în conformitate cu dispozițiile legale, a precizat la vremea respectivă Ministerul Afacerilor Interne. În mai 2014, biroul procurorului șef al Ungariei a anunțat că a cerut președintelui Parlamentului European să ridice imunitatea parlamentară a eurodeputatului Jobbik Béla Kovács, suspectat că spionează instituții europene în favoarea Rusiei.